Sportivele secției de Oina, ACSM Râmnicu Sărat, au câștigat campionatul național de sală de senioare. Fetele antrenate de Cosmin Bălan au învins în toate meciurile disputate, reușind să treacă de cele mai titrate echipe din țară. Turneul desfășurat la Târgu Lăpuș a fost tranșat chiar după prima etapă, în care CSM Râmnicu Sărat dispunea de Galicia Mare cu scorul de 6-2. Au urmat victorii cu CS Hida și Avântul Frasin, alte două centre importante ale sportului național. Cu 3 titluri naționale și o calificare în Cupa Reginei, competiție programată pentru 2024, CSM devine una dintre forțele din Oina românească. Cu astfel de performanțe, foarte mulți copii din zona Râmnic se îndreaptă către acest sport, care pare deocamdată mai mult o curiozitate. Râmnicu Sărat a devenit rapid unul dintre polii de forță ai sportului național, secția de Oina, reînființată acum 3 ani, ajungând să contabilizeze un număr impresionant de titluri și medalii la toate categoriile de vârstă.